Finaliștii Puterea Dragostei în finala din Turcia. În Casa Fetelor, primele patru fete finaliste sunt Ana, Yasmina, Georgiana și Adelina. Iar băieții finaliști în acest sezon sunt Radu, Mihai, George și Duțu. La egalitate de voturi sunt patru fete, Yasmina, Ana și Adelina, iar Georgiana are un singur punct. Iar la băieți, Mihai este pe primul loc cu 4 puncte. Radu este pe locul 2 cu 3 puncte. Pe locul 3 este George cu 2 puncte. Pe locul 4 este Duțu cu un singur punct. Iar în data de 13 februarie, la București se va anunța votul decisiv cine va câștiga Puterea Dragostei în acest sezon. Mara Bănică a devenit din nou mămică la vârsta de 45 de ani. Jurnalista a născut azi dimineață o fetiță perfect sănătoasă și a făcut declarații din spital. Mara Bănică a născut chiar de ziua mamei ei. Este mândră că și-a mărit familia cu încă un membru. Suntem bine, încercăm să ne acomodăm cu viața exterioară. Iar acest cadou chiar de ziua mamei mele, nici că nu se putea mai bine. Este cel mai de preț cadou. Mulțumesc tuturor celor care m-au încurajat, care m-au susținut și au scris mereu pe pagina mea de Instagram. A scris Mara Bănică pe rețelele de socializare. Jurnalista are un copil dintr-o altă căsnicie. Abia am așteptat venirea pe lume a fetiței să pot să o îmbrățișez. Fetița are 2 kg și 700. Soțul Marei Bănică nu își dorește să apară la televizor. Ea fiind o persoană publică, toată lumea a insistat să-l cunoască pe soțul ei, însă nu și-a dorit să apară la televizor sau prin jurnale. Omul de afaceri conduce o multinațională în Germania. Are 800 de angajați și o firmă care nu poate fi lăsată, de aceea este mereu plecat în Germania. Se văd la 3 săptămâni chiar din cauza faptului că muncește foarte mult și are o responsabilitate foarte mare și se văd mai rar. Ne înțelegem foarte bine. Soțul meu va veni acasă pentru cel puțin o perioadă, să ne acomodăm cu fetița și ca totul să fie bine și normal. Mara Bănică a născut la o clinică privată pentru mai multă siguranță, dar și pentru faptul că are bani și și-a permis acest lux, pentru ca totul să fie bine pentru fetița lor și pentru familia întreagă. Viorel Stegaru și Vulpița au devenit din nou părinți. Cei doi au un băiețel cu care se mândresc pe rețelele de socializare. Însă până să-l arate fanilor lor, a trecut o bună perioadă de timp. Când internauții, cunoscându-i pe cei doi, de unde au fost aduși la Antena, unde au ținut paginile ziarelor, dar și telespectatorii în prim plan, cu amuzamentul Vulpiței, dar și cu răbdarea lui Viorel. Multă lume au ascultat povestea lor cu năbădăi, ca o telenovelă care i-au ținut pe oameni aproape în fiecare zi la televizor, cu certuri și împăcări. Iar acum au rămas întipăriți în ochii oamenilor și toți își doresc să o vadă și să o audă pe faimoasa Vulpița, cât și pe copilașul lor, care s-a născut în luna mai anul trecut. Cei doi au primit loc de muncă în București să facă curățenie, însă nu au stat prea mult să muncească. S-au întors în satul lor natal, la Blăgești, unde au grijă de cei doi copii pe care îi au. Ea a rămas însărcinată în acea perioadă când erau la emisiunea la Antena 1. De când au renunțat la faima pe care o aveau, ca cei mai controversați oameni prin împăcările și certurile lor. De atunci au devenit părinți de băiețel. Și faptul acesta îl face pe Viorel Stegaru mândru că are un băiețel. Sunt foarte activ pe rețelele de socializare și țin legătura foarte strâns cu urmăritorii lor. Viorel Stegaru mândru nevoie mare de băiețelul lui, dar și îndemnat de urmăritorii lor să le arate poze cu băiețelul lor. S-a lăsat înduplecat și le-a făcut o bucurie privitorilor. Și în urmă cu câteva zile, Viorel a postat o poză cu băiețelul lor, micuțul Radu. Însă a avut grijă să nu îi arate chipul copilului de 9 luni. Probabil nu își dorea să își expună copilul încă de la o vârstă așa fragedă. Însă internauții au observat că băiețelul lor este blond. Erau interesați să-l vadă, însă nu au avut acest privilegiu. Dar s-au bucurat și de atât, că i-au văzut chipul, dar și culoarea părului. Viorel Stegaru nu are un loc de muncă. Lucrează în sat ca zilier, pe la cei care îl solicită când au nevoie. Nici Vulpița nu are loc de muncă. Trăiește din social, dar și din alocațiile copiilor. Dar și ajutorul pe care spune ea că îl primește de la socrii ei.
Mama Vulpița are grijă de cei doi copii ai săi și nu poate să-i lase singuri pentru un loc de muncă. Cei doi și-au făcut un cont de YouTube și postează acolo videoclipurile și cu băiețelul lor și cu tot ceea ce fac ei împreună cu familia lor, dar și cu cântările cu care au colaborat cu diversi cântăreți de pe vremea când erau la Antena 1. În acele momente banii curgeau și stăteau într-un apartament în București. Însă acum spun că se descurcă foarte greu cu banii, dar nici nu-și doresc un loc de muncă stabil. Nu uita să te abonezi la noul nostru canal, Foica Puterea Dragostei. Abonează-te și apasă pe butonul de like ca să fii informat în premieră despre toate informațiile din România. Ce se întâmplă între Andreea Marin și Ștefan Bănică Junior? Sunt din nou împreună? Aflați imediat declarațiile lor. Nimeni nu ar fi crezut că îi vor vedea din nou împreună, pe cei doi după despărțirea lor. Toată România i-a iubit pe Andreea Marin și Ștefan Bănică Junior. Se pare că Andreea și Ștefan au fost contactați de Antena 1 pentru a face un show împreună, cei doi să fie prezentatorii ai acelei emisiuni. Această informație se pare că este confirmată de Andreea Marin. Cei doi se pare că negociază cu șefii postului Antena 1 să aducă în televiziunea din România un show unic și frumos. Acest show se va numi Vis în 2. Se vor anunța artiști cu nume grele din televiziunea românească. Fanii Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Junior au bombardat internetul cu mesaje că vor să-i vadă din nou împreună, măcar ca și prezentatori. Teo Show a invitat-o pe Andreea Marin în emisiunea sa pentru a răspunde la întrebări care mai de care picante sau dacă nu vrea să răspundă întrebărilor prea grele, să mănânce ceva neplăcut. Una dintre întrebările puse Andreei Marin a fost dacă este certată cu cineva în momentul de față și dacă ar vrea să se împace. Andreea Marin a lăsat un răspuns foarte direct și a spus că este împăcată cu toată lumea și că ea este o persoană foarte calmă și nu se aprinde atât de repede și că nu ține răutatea în ea. Partenerul lui Teo Show din emisiune a întrebat-o pe zâna Andreea Marin dacă este de acord să facă un parteneriat cu Ștefan Bănică Junior într-un show de televiziune din România. Andreea Marin a avut un răspuns foarte ferm și direct. Zâna a spus că ei s-au despărțit în viața lor personală și că pe plan profesional este de acord să colaboreze cu fostul soț oricând, dar în plan personal nu vrea să spună răspunsul ei. Așadar, Andreea Marin a dat un răspuns de jumătate. Însă dacă Ștefan Bănică și Andreea Marin nu vor accepta să colaboreze împreună, au alte două vedete de rezervă. Aceștia ar fi Iulia Vântur și Dan Negru, omul care a avut numai emisiuni de succes de când este în televiziune. Voi ce părere aveți? Nu uitați să ne scrieți în comentarii. Nu uitați să te abonezi la noul nostru canal, Foica Puterea Dragostei. Abonează-te și apasă pe butonul de like ca să fii informat în premieră despre toate informațiile din România. Simona Gherghe a ajuns de urgență la spital. Probleme de sănătate urgente. Simona Gherghe i s-a făcut rău și a chemat de urgență salvarea și a ajuns imediat la spital. Prezentatoarea a trecut prin momente grele. Și panica a pus stăpânire pe ea. Simona Gherghe le-a mărturisit fanilor ei virtual de tot ce s-a întâmplat în ultima vreme cu ea. Mi s-a făcut rău chiar în vacanța în care eram cu copiii și soțul meu. Medicii au încercat repede să vadă cauza acestui fapt cărui lucru se datorează. M-am trezit cu o amețeală puternică în timpul vacanței. Nu am mai avut asemenea probleme grave până acum. Simona Gherghe spune că se știe cu anemie de mult timp, dar nu s-a întâmplat să fie așa de grav niciodată și să cadă din picioare. Nu puteam să stau în picioare. Am început să am o senzație de vomă, de amețeală și simțeam nevoia să stau numai jos pentru că nu mai aveam echilibru. Am coborât jos la recepție și am chemat medicul hotelului. Doctorul a încercat să-mi facă o perfuzie cu vitamine și mi-a luat sânge pentru a clarifica de unde vine starea aceasta de rău. Însă nu s-a terminat calvarul pentru mine. Ne-am panicat și am venit în țară, tot cu aceeași senzație de amețeală și stare de rău. Am mers la medicii din România și am fost trimisă la ORL, fiindcă totul s-ar putea să aibă legătură cu urechile. Medicul de la ORL m-a consultat și mi-a pus diagnosticul otoliții. Problema aceasta, dacă nu o tratezi, îți dă stare de rău, de amețeală și dacă se deplasează, îți dă stare de vomă și de amețeală.
Tratamentul care mi l-a prescris medicul l-am luat și am început să mă simt din ce în ce mai bine, însă am primit și restricții. Să nu fac mișcări bruște și să nu mai conduc mașina o vreme pentru a nu ne pune în pericol viața noastră, până ce îmi voi reveni puțin. Sunt sub tratament medicamentos și vreau să-mi revin cât mai repede posibil.